Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou videoclip, la un nou scenariu aici pe Train Simulator. Băieți, hai că avem multe de discutat. Deci, sunt pe Silvania și tocmai am făcut aici un scenariu. Ia uitați, hai să citim până nu se duce timpul. Să trăiți, domn mecanic. Astăzi avem o cursă mai deosebită. O garnitură LDH s-a stricat când transporta pasagerii pe ruta satul lung Zălău. Sau cum se spune. Vagoanele au rămas staționate la var. Du-te cu pleasele și pornește spre Zalău Nord, linia 4. Pe durata cursei va trebui să oprești la gara Jibou, la gara Cuceu Sălaj și la gara Mirșid. Acolo ții drumul drept spre Zalău. Nu da greș, e o cursă importantă pentru ei. Bun. Deci, ce am înțeles de aici? O garnitură, o locomotivă s-a defectat și trebuie să ne ducem să preluăm noi băieți, noi oameni harnici, să preluăm vagoanele. Deci, avem aici un scenariu pe care îl testez și eu în premieră prima dată. Noi suntem aici la Jibou, CFR Călător, locomotiva noastră, și va trebui să mergem până la var, uitați aici, că s-a defectat trenul, da? De la cât de bune sunt trenurile în România, nu mă mir. Așa că hai să începem să nu mai pierdem timpul. Punem aici în modul de mers înainte cu LDH-ul. Îi dau acolo la un claxon. Și băieți, dacă nu ați dat pe butonul ăla de like, dați butonul de like, abonați-vă dacă vreți și apăsați și pe clopoțel să primiți notificare de la toate videoclipurile și scenariile care o să urmeze. Bun, și hai că am o surpriză pentru voi. O surpriză, momentan vă spun de acum. Dacă merge scenariul conform planului, este 100% precisă. Mai exact, băieți, ce vedeți voi în momentul acesta, scenariul la care eu lucrez, o să-l pun, băieți, public, pe gratis. Da, adică nu știu, că de-aia mă enervează și la jocul ăsta, că tot ce faci, și dacă vrei să, exemplu, dacă vrei să întorci un tren, trebuie să plătești și e aiurea rău de tot. Așa că, băieți, scenariul ăsta o să văd și eu dacă funcționează, dacă mai trebuie ceva reparat la el. Dar dacă funcționează, băieți, conform cum l-am făcut eu, atunci intrați pe website-ul meu. Deja am creat categorie și acolo, băieți, o să pun și link ca să vă instalați jocul, să îl piratați gratis, versiunea pe care o am eu piratată. Și am făcut acolo copie la vagoanele ăștia, la vagoanele în general, la vagoane de marfă, la locomotive, la hartă, la tot. O copie ca să nu în viitor, că oamenii ăștia de la Rail Studio, care se ocupă cu jocul ăsta în România, cu modurile românești, poate s-or gândi ei, băi, ia stai un pic, ia să punem noi ceva cu bani, să cumpere lumea în loc să le instaleze pe gratis. Așa că, băieți, eu v-am făcut o copie care puteți să o instalați pe gratis, dacă știți ce înseamnă gratis. Deci, intrați și pe website-ul meu, linkul este în descriere. Și, băieți, hai să mă cam concentrez eu puțin el aici. Deci, n-am idee ce s-a întâmplat și de ce așa, cum s-a stricat locomotiva aia. Merg acum, inspectez să văd despre ce este treaba. Și deci, cum am spus, trebuie să mergem la Zalău. Nu știu exact, băieți, deci credeți-mă, nu am auzit în viața mea. Dacă am mai auzit, doar că nu știu exact cum se pronunță, doar că eu merg, știu că la Mirșid, cum îi spun eu, se spune Mirșid. Dar eu o să-i spun Mirșid. Îmi sună mai frumos Mirșid decât Mirșid. Bun. Așa, deci chiar vreau să văd, băieți. Așa, da, suntem aici cu LDH-ul, în caz că nu ați observat, ia uitați. CFR-ul frumos, CFR Călători. Da, deci m-am trecut, băieți, pe Călători. Nu m-am trecut definitiv. Eu tot cu marfă sunt. Mie îmi place să fac transporturi din ăștia cu marfă. Marfa e frumos, da, îmi place mie marfă. Îmi plac ruginiturile, îmi plac mie fiarele ăștia. Și de aia, dar m-am băgat și puțin el, ia doua cursă, să-i spun așa, pe care o fac cu locomotivă de călători. Deci am mai testat odată ruta asta,
că Transilvania, băieți, bă, e buguită rău de tot. Deci, să-i spun așa, nu mai este ce era. Oricum, eu nu am apucat-o mai de mult, că doar ce am instalat jocul, știți și voi. Doar că nu are bug-uri, deci mergi bine și bine. Și după poc a deraiat trenul, gata, s-a dus. Deci am postat două episoade cu Train Simulator și în fiecare episod am deraiat. Ce puteți să spuneți? Și ceva interesant, în ambele episoade am fost pe Transilvania. Da, pe nu mai știu, la primul nu am fost. Gata, mi-am amintit, băieți. Bun. Liber cu viteză stabilită. Uite, aici, băieți, aici s-a întâmplat nenorocirea, să-i spun așa. Ia să-mi dau și un claxonel. Mamă, ce e aici, uitați, trenuri. Dacă văd eu bine, aia e poliție. Dacă văd eu bine cu ochii mei de vulturi, chiar n-aveam nicio idee ce poate să fie aici. Bun, ia să încetinim. Să încetinim și să vedem ce se întâmplă aici, băieți. Ce s-a întâmplat aici, bă, s-a stricat locomotiva. Cum că nu pare a fi? A, uite că sunt două aici, sunt două locomotive. Salut, colegii, salut! Hai că mă aud colegii de nu mai pot. Bun, ia să oprim puțin el, să vedem aici despre ce e vorba. Bun, ia uitați, cole așa. Deci avem o locomotivă, două. Bun, ia stați băieți puțin el să le spun eu aici la oameni două vorbe. Bă, neică, bă, ce fac, cupleți vagoanele? Aha, bine. Bun, băieți, hai să cuplăm noi vagonașele. Bun, hai că op așa. Ia să începem noi aici să cuplăm vagoanele. Bun. Așa, ăștia sunt, mamă, cât sunt de mari vagoanele ăștia de pasageri, de călători. Bun, frână, neică, frână. Bă, mamă, dar pus ăsta la frână. Bun, gata, le-am cuplat, băieți. Roleplay de cea mai mare calitate. Oricum o să fac o serie de roleplay, doar că momentan ne jucăm și noi puțin el. Așa, bun. Hai, băieți, să mergem, frâna e pusă. Hai să cuplăm noi vagonașele cu alea. Mamă, ce înghesuită e treaba aici. Foarte bine ai cuplat vagoanele. Dar ai răbdare, pasagerii sunt jos. Pe căldurile ăștia mureau de căldură în vagoane. Mamă, așa este. Nu uita, jibou, cuceu, sălaj, mirsid, zalău. Gata, neică, gata, recepționat, îmi fac tatuaj. Bă, dar cum se cuplează, mă, ăștia? Hai, las că le fac așa. Bun, deci o să avem, băieți, două vagonașe. Ia uitați, mamă, dacă sunt de mari. Atâtea sunt de mari, în general, vagoanele ăștia de pasageri. Mi se par un pic cam mari. Mai este, după cum vedeți, scrie aici vagoane de dormit, vagon de dormit, sleeping car, carzola leti, mamă, fii atent aici. Schwarzwagen, Vatiuli. Bun, gata, hai. Hai să nu mai pierdem timpul și să începem cole așa la încărcat de pasageri. Neică, hai, intrați în vagoane. Hai, ia uite să deschisă frumos ușa. Bun, ia uitați. Intră, mamă, ce lume supărat aici. Ia fiți atenți și voi. Deci cred că garnitura asta s-a stricat. Asta, nu, asta, sigur asta, că n-avea cum, dacă se strica asta, cum ajungea asta la aici, înțelegeți? Bun, ia să vedem dacă intră aici. Doamnă, tu intri în vagon și restul de acolo? Hai că a intrat numai în vagon. Bun, ia uite, avem ceva lume. Bun, gata, s-a închis ăsta, ușile. V-am salutat, mă duc și mă plimb, voi stați acolo. Bun, băieți, hai să începem colea la acțiune. Deci am încărcat tot. Hai să dăm colea un claxonel și am pornit, băieți, uitați. Bă, stai un pic. De acum înainte, asta o să fie fața, nu spatele. Bun, hai. În treapta a doua frumos, dar ia să vedem și noi până la urmă aici. Să facem și noi o poză. Bă, stai un pic eu. Am uitat, băieți, cel mai important lucru, să fac o poză. Salutare, oameni buni, de locomotivă vă descurcați, vedeți voi ce-i faceți, uitați ce locomotivă frumoasă, altă versiunele de H45, dacă nu mă înșel, da, 45, da, le de H45. Bun, așa, foarte bine, băieți, am pornit aici la călătorie, deci avem ceva de mers, sincer.
sincer avem, ia stați un pic să întorc eu aici pupitru. Bun, foarte bine băieți. În dreapta a treia e cam mult, hai în a doua. Bun, așa, deci fiți atenți aici cât avem de mers. Noi în momentul ăsta suntem, uite golea, ce fere călători. Și avem de mers, trebuie să ne oprim la Jibou linia 2. După aia de la Jibou linia 2 ținem drumul drept până colea la Cuceu Sălaj. După la Mirșid, cum s-o spune. Și după băieți ținem drumul drept, mamă, la Zalău sau la Zălău, n-am idee. Cred că Zalău, da, cred că așa. Ia scrieți băieți voi în comentarii. Bun, 54 la oră, stai un pic că mi se pare că mergem un pic cam repejor. Dar las, cu cât mai repede cu atât mai bine. Uite, aici avem limită de viteză de 50 la oră. Hai să îl scoatem din viteză, ce mai frânez mult mai repede. Deci un sfat de la un începător în Train Simulator la poate profesioniști sau alți începători la fel ca mine. Când vreți să frânați repede, îl scoateți din viteză, din dreaptă, uite așa. Gata, acum merge la liber și după aia când aplici frâna, atunci băieți, frânează mult mai ușor. Deci mult mai ușor, uite. Jibou linia 2, 1 km 900, deci 2 km. Linie roșu, ăsta, semafor roșu. E roșu, hai. Request to pass danger approach. Eu trec, am trecut, ce să fac, ilegal, cum ar veni, l-am întrebat pe dispecerat de 3 ori, dar a spus că e totul bine, înțelegi, adică, da, aia este. Bun, și poate vă întrebați, mă, dar de ce m-am întors la LDH? Adică eu am locomotiva 040C-ul, care e, sincer, o locomotivă din asta mai modernă față de LDH. Păi băieți, a vrut unul la mână să explorez ruta asta, Silvania, am explorat-o, pot să spun cât de cât, doar că nu chiar tot, mai am, uite colea, partea asta de nord, uite colea de nord-vest, așa, și aici doar jumătate, pe undeva pe aici m-am oprit, și în partea asta, pe aici știu că e Clujul, da, Clujul, dar hai să fim atenți la drum totuși, liber cu viteză stabilită. Mamă, mai am câte un bob de lag, dar lasă că nu. Ohohoho, fiți atenți, dacă n-am fost atent. Mamă, și aici o să mă schimb. Manevră permisă, nu vreau manevră. Fii atent. Mamă, am făcut o greșeală, băiețea. Ia să vedem cum ne descurcăm aici. Cum ne descurcăm să nu deraiem. Deci sub 30 la oră. Și eu am depășit 30 la oră. Mamă, dar ce frică mi este, băieți, când sunt așa, adică când treci, cum s-ar spune, printre vagoane și nu știi, bă, dacă eu, dacă dispeceratul, că normal știți și voi, dispeceratul manevrează aici acum să facă șinele și cum să le întoarcă și cum să le dragă, dacă nu ar fi făcut ceva bine și aș lua-o pe altă rută și aș da, uite, în vagoanele ăștia, ce s-ar întâmpla? Da, asta este o frică pe care am, deci eu ca jucător, deci mai ales în realitate, nu mai spun. Bun, hai să dăm un claxon și intrăm aici la Jibou. Avem aici o schiță din asta care am observat-o recent, frumos. Bun, așa, oameni buni, ia totul liber în fața acolo, totul liber, necă un pic mai în spate dacă se... Mamă, ce să vorbești, băieți? Tot felul de oameni. Bun, hai să frânăm aici și ajungem la destinație. Bun, frână. Și bun, uite, am ajuns la destinație. Foarte, foarte bine. Hai să deschidem colea așa ușile. Bun, ia uitați. Frumos. Mamă, cred că toată lumea asta trebuie să meargă la Zalău. Mă întreb și eu. Cred că da. Bun, bă, dar ia vezi că sunt făcute bine vagoanele ăștia. Deci tot ce vedeți și cred că tot ce o să vedeți pe canalul meu cu jocul ăsta este totul gratis. Deci am mai spus și în episoadele trecute și o să tot spun. Bă, în partea asta ușile nu se deschiseră? Întreb de ce. Uite, se închiseră. Gata, Neică!
dăm un claxon și fuguța de aici, să nu se mai, să nu ne mai întoarcem aici, că ne este frică de oamenii ăștia de aici, că ne bat. Uite, cred că și ăștia din partea asta, bă, dar cât, bă, că n-au loc în vagon atâția oameni. Deci gândiți-vă că mai sunt și ei lanți de data trecută, deci e destul de mult. Ia uite, colegul, fratele meu, ce faci? Așa, băieți, aici avem limită de 30 la oră. Bun, aici marfă, CFR-ul, marfă, semnalul este verde, foarte bine. Ia uitați, ce frumos, frumos, îmi place, deci nu pot să spun că nu-mi place. Și băieți, am văzut că v-au tot plăcut videoclipurile ăștia de Train Simulator, deci chiar v-au plăcut și chiar îmi place că vă plac până la urmă. Că totuși mai avem și noi acolo un alt joc, că parcă farming, devine cam așa, cam... mai trebuie să mai facem și din când în când o actualizare. Vă dați seama ce vreau să spun. Ia uitați frumos aici cu vegetația asta cum e la noi în România. Mamă, ce frumos. Frumos, băieți. Nu pot să spun că nu e frumos. Bun. Așa, acum este scos din treaptă, din viteză. Acum mergem la liber. 28 la oră. 27, da, 28 de kilometri pe oră. Bun, deci avem, băieți, ceva de mers. Avem. Da, avem. Așa, 27. Hai că las așa la liber. Bun, uite, vizibilitatea aici în momentul ăsta este 0. Deci poate să-mi sar acolo și alt tren și eu tot nu-l văd. Destul de periculos. Da, destul de periculoasă treaba. Bun, aici știu că a mai fost de vreo 2-3 ori pe ruta asta, o să fie o trecere de cale ferată sau de camion de la Edi, nu mă așteptam. Dacă nu cred că există firma asta. Bun, uite, acolo este trecere. Hai să dăm și noi un claxonel și acum, băieți, băgăm în viteză și camion de la Fruity Fresh. Interesant, băieți, ca să se știe că suntem în România până la urmă. Până la urmă să se știe că suntem în România. Așa, foarte bine, ia uite, frumos la trecerea de pietoni. Aici niște linie de... nu știu ce nume are, Hai un pic, cum se spune garare? Nu cred că se spune așa, vagoane îi spune la liniile, la liniile ăștia de aici. Și mai erau niște vagoane din ăștia de... pasageri acolo și tot așa îi spune. Dar acum în joc, în realitate, nu știu. Că nu sunt chiar un ceferist chiar atât de bun, dar totuși îmi place. Bun, așa, iau de aici frumos la trecerea de pietoni și am început, băieți, cu vegetația. Ia uitați ce frumos. Vegetația aia made în România, made in Romania. Bun, mă întreb ce-or fi ăștia în realitate. Deci nu știu, destul complicate, nu destul de complicate. Chiar sunt complicate trenurile, știți și voi treaba asta. Știți ce cred eu că o să vă pun în momentul ăsta? O să vă pun un timelapse. Și uite, la un kilometru, hai gata, gata, după ce ajungem aici la gara asta, vă pun un timelapse. Da, vă pun un timelapse frumos. Să vă bucurați de el, că așa vă plictisiți. Sincer să priviți, simplu, fără nimic. Bun, deci un kilometru 300, foarte bine. Ia să ne mai punem și din interior aici. Sper că nu mai este vreun indicator, ăla este verde. Bun, deci am un kilometru 200, de la un kilometru... Nu, e mult un kilometru, nu, e mult. Hai, de la un 700 de metri o să îl las la liber și după aia frânăm normal. Bun. Așa, ia să vedem aici cum 900 de metri, un 800, gata, la 800 de metri, băieți, este oprită. 800 și uite acum, o scodă din viteză că este fix aici în curba asta, deci nu este departe. Bun, acum îl las la liber, uitați cât de încet scade viteza. Bun, cred că se vede, da, se vede de aici. Ia să începem să punem noi o mică frână. Bun, la 500 de metri. Hai o frână acum. Bun,
Cred că sunt cam departe puțin. La stăm un pic, unde este? Nu e? Nu, m-am înșelat. E, oriunde o fi. Așa. În spate totul bine. Bun, și uite, aici este, băieți, să înțeleg eu, că este locomotiva, uite, asta, gara, pardon. Bun, mai dau un semnal aici ca să se anunțe. Ia uite oamenii cum stau. Ia uite cum stau acolo și mă așteaptă. Cred că s-a supărară că a fost un accident din ăsta, o se strică locomotiva de, mamă, întârziere. Vă dați seama ce înseamnă asta când întârzie trenul și, de exemplu, ai o trebuie să mergi undeva important și nu poți să o amâni. Da, destul de nasol. Bun, hai că o să mă opresc fix aici în ultimul moment, în ultima parte a gării. Bun, punem iar frână. Așa și hai să ne cam oprim și noi. Hai, stop. Stop, băiatule. Bun, m-am pus bine, dau aici, apăsăm pe buton să deschidem ușa și ia uitați. Frumos. Unde sunt ușile? Da. Păi da, trenul ăsta stă să cadă, mă. Păi ce e atât de strâmbit? Uitați-vă, nu, așa e șina, da. Da, 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 da. Trebuia să mă aștept. Bun. Păi băieți, uite că acum noi încărcăm la pasageri și o să vă pun eu în momentul ăsta un timelapse. Oolo, mamă, stai un pic, am luat-o la vale, ați văzut? Bă, ce m-am speriat, am crezut că am omorât pasagerii. Bun. Așa, băieți, gata, s-a închis ușa. Hai că pornesc și eu aici la treabă. Acum avem de mers 6 km până la Mirșid. Așa că băieți, vizionare frumoasă la time lapse.
Uitați, băieți, că am ajuns la destinație. Mai avem puțin el de mers, dar poate o să vă mirați, dar asta nu este tot. Noi unde ducem trenul ăsta? Am făcut treaba cu el, am adus vagoanele stricate. Trebuie să-l ducem, băieți, nu chiar în depou, dar pe o linie pentru revizie. Dar ca să stea acolo, să se ocupe omul de manevre, de restul. Deci ia uitați, băieți, aici cu vagoanele ăștia de un kilometru. Mamă, ce sunete, frâne, scârțăieli, foarte, foarte bine făcute sunetele, deci pot să spun asta. Bun, hai să oprim și ia oprim, nu dăm în acoperiș, hai văd, dăm în acoperiș. Bun, foarte bine, deschidem colea ușile și ia uitați, am ajuns, băieți, la destinație, la Zalău. Bă, am avut ceva de mers, am avut, băieți, ceva de mers, ia uitați, de aici, Tomite, de aici, adică normal am făcut două ture din ăștia, deci se pune și asta. Oricum o să vedem la sfârșit, la final, câtă distanță am parcurs. Așa, hai să așteptăm să se descarce colea așa. Pasagerii, bă, domnilor pasageri, nu mai intrați că... Uite, foarte bine, pasagerii sunt bucuroși că au ajuns la timp. Bună treabă, acum poți duce vagoanele și garnitura pe linia Zalău, garare, garnituri scurte. Am înțeles, domnule dispecerat, hai să mergem. 400 de metri, n-avem mult de mers, deci le ducem, le parcăm acolo, cum se spune. Și băieți, ne cam terminăm meseria, ne cam terminăm misiunea, ne-am încadrat și la timp. Da, cred că da, nu știu, nu am verificat timpul, deci chiar nu m-am uitat la timp. Dar oricum, n-am avut întârzieri. Să spună oamenii mersi că au stat cât or fi stat, o jumătate de oră, n-am idee, poate mai puțin, mai puțin, vă dați și voi seama, cu garnitura stricată, cu trenul stricat și până au venit, până l-au luat, până l-au întors pe linia ailantă, da, deci să spună mersi că au ajuns în seara asta, că dacă era după alții, dormeau acolo în câmp. Bun, deci acum o să o luăm pe undeva pe aici, eu schimb, deci eu normal acum trebuie să trec legal. Doar că nu se schimbă semaforul. Ce să vedeți? Nu se schimbă semaforul. Aia este. Ce să mai spun? Ce să-i mai spun? O facă ce o vrea. Bun. Da, uitați aici. Acum ținem, băieți, drumul drept. Cred. Ia uitați cum e și în asta. Mamă, ce frumos așa cu denivelări aici, cu intersecții, cu ce vorbești, bă? Cu toate, băieți, cu toate ciudățenile. Bun, ia. Ori ținem drept, ori o luăm pe aici. Ia pe unde? Hai mă că ținem drept, ce mai? Ținem, băieți, colea așa drept. Au de la intrare în depou, ia vezi. Băi, ia vezi că e la intrare în depou. Las că e bine, las că e bine. Uite, ia că o să o duc eu direct la în depou. Ba nu, nu pot să merg la depou acolo. Bun, băi, hai aici. Normal aici trebuie să mă opresc. Bun, hai băieți să ne oprim colea așa. Să vedem ce mai spune dispeceratul. Cred că este foarte șocat. Deci, cred că nu se aștepta să facem misiunea asta, doar că uite că am făcut-o, băieți. Ia să vedem ce spune. Felicitări, ai terminat misiunea, toată lumea e bucuroasă că nu ai întârziat. Bă, e bine, e bine că nu am întârziat, e bine că i-am mulțumit pe toți. Acum, băieți, ia să vedem și amenzile, cum să le spun eu, ia să vedem. Target complet, 8 din 8. Stop at 3 out of 3 destination, deci le-am luat pe toate, așa, pick up passengers at 5 out of 5 platforms, bun. Operational errors, aici mă sperie, speeding, am depășit viteza de 11 ori, o nimica toată, așa, signal pest at danger, nu știu ce înseamnă ăsta, SPAD, SPAD. De 12 ori, așa, rail engine experience, CF. Bă, eu am jucat 54 de minute, atât a durat cursa asta. Bă, nu mă așteptam, deci chiar nu mă așteptam, deci am făcut o filmare de o oră, mamă, bine, vă mulțumesc pentru vizionare, hai că mă duc, cred că îmi luat toată memoria la calculator. Așa și 29 de kilometri, 30 de kilometri, bun, las că e bine, da, e bine.
Bun, băieți, vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Și, băieți, vă mai spun o dată că acest scenariu pe care l-am jucat eu, o să încerc să-l pun public. În caz că nu reușesc, dar încerc să reușesc, intrați pe website-ul meu și fiți atenți acolo la mesaje. Și cel mai important, intrați pe Discord, că de obicei acolo anunț când fac modificări pe site. Așa că linkul la site și la Discord este în descriere și vă mulțumesc, până în episodul următor. V-am salutat. Aveți grijă cum mergeți cu trenul.